Reținere cu scandal într-un parc din Chișinău. Un tânăr care se plimba cu familia sa a fost reținut de polițiști. Cazul a ieșit la iveală după ce soția tânărului a expediat imaginile cu momentul reținerii unui portal de știri. În acestea se poate vedea cum polițiștii încearcă să bage bărbatul în mașină, iar acesta se străduie să scape de oamenii legii. Смотрите, что они сейчас делают. Смотрите, что вот они делают. Это нормально вообще? Мы просто гуляли по парку, и вот что они делают. Посмотри, что они делают. Не бойся. Дай ее парку. Tânărul din imagine ar fi declarat că el împreună cu familia se îndreptau spre magazin și ar fi hotărât să treacă prin parc. După ce imaginile au devenit virale pe internet, Ministerul Afacerilor Interne a venit cu o reacție. Potrivit autorităților, cazul s-a produs în data de 2 aprilie. Inițial, polițiștii ar fi cerut actele bărbatului, iar reținerea s-a produs numai după ce ultimul ar fi refuzat să se conformeze cerințelor legale. Я нормально рассказал вам, что это запрещено находиться в парке. Вы же знаете, что сейчас карантин, вы должны сидеть дома. Ваши документы. Ваши документы. Документы. Предъявите ваши документы. Что, не слышишь или не соображаешь? Ты сказал, нет у меня документов. În cele din urmă, tânărul a fost dus la Inspectoratul de Poliție Botanica. Atât pe numele lui, cât și pe cel al soției au fost întocmite procese verbale și acum trebuie să plătească o amendă comună de 45.000 de lei.